facem două montări. Montarea care am plănuit-o în aer liber, în superbul peisaj al parcului din Cluj, clădirea cazinoului, a centrului de cultură urbană, care este o mică replică a Palatului Sanssouci. Și sigur că în acel decor mirific, asta mă și atrage să fac acolo evenimentul, cu toate riscurile și vicisitudinile care decurg din a organiza un eveniment în aer liber și într-un parc. Este un decor mirific pe care cred că clujenii îl cunosc, iar cei care nu îl cunosc îi invit să-l cunoască și, de ce nu, prin evenimentul nostru. Anul acesta avem și invitații din Ucraina. Ukraine Fashion Week a hotărât, din cauza situației îngrozitoare din țara lor, să își respecte toate programele culturale și pe care și le impuseseră și le programaseră anii trecuți și ca atare vor fi prezenți în România cu reprezentanți pe care dorim să-i facem să se simtă ca la ei acasă. Va fi un eveniment foarte special, foarte bogat și cu multe direcții care toate converg în ideea de creștere a valorii designului vestimentar în România și la nivel internațional. Sunt absolut remarcabile cele patru colecții din Ucraina care au fost acceptate. Mi se pare că la început erau vreo 6 sau 8. Ei au făcut o chestiune extraordinară și au descompus Kiev Fashion Week în mai multe țări. O parte au venit la noi, o parte s-au dus la Berlin, tocmai s-a terminat Berlin Fashion Week, o parte s-au dus în Polonia. Mi se pare absolut genială soluția lor și noi avem beneficiem de 4 colecții extraordinare. Este singurul eveniment de modă din România în momentul acesta, fiind singurul festival adevărat, care se desfășoară nu pe o zi sau două, în care organizatorii abia găsesc 10-20 de stiliști, fie ei cum sunt acolo, doar să plătească o taxă de participare, dar să fie la număr. Nu, aici, așa cum ați auzit, se fac selecții dure a celor care să intre în festival, 3 zile cu peste 45 de designeri naționali și internaționali înseamnă ceva, desfășurare de forță, înseamnă bani, înseamnă muncă multă, munca aceea din spatele scenei, pentru că în backstage este o adevărată nebunie.